Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la Cultur! Astăzi, la Cultur, vine... Şş, nu le spune! Hai să-i ținem în suspans! Nu? Dragi prieteni, priviți! Bună, Ilona, și bine Bună. Te-am regăsit! Bine am venit! Bine ai venit, bine că ai putut să vii, exact. Cu nebunia asta mai complicat. Ce faci? Cum e în perioada asta? Cum mai faci ceva? Mai repetați? Nu, că s-au închis toate teatrele? Sau? Am oprit toată activitatea, s-au închis toate teatrele, într-adevăr. Și pe lângă asta chiar evit să merg în spații aglomerate. Ceea ce e un lucru bun, da, că trebuie să ne protejăm. Ne protejăm mai mult. După cum se vede și distanța asta dintre noi. Sunt de la o distanță considerabilă. Da. Dar na, eu sper să ne revenim cât mai rapid ca să intrăm în ritm. Uh-huh. E o perioadă complicată pentru mine pentru că am tocmai ce am scos o premieră la Teatru de Comedie și am apucat să jucăm doar un spectacol și am fi avut nevoie să jucăm mai mult. Dar na, asta e situația și momentan, ce să facem? Da. Mergem mai departe. Știi ce e culmea? Că uite, tocmai acum când trebuie să stăm mai mult prin case, a explodat primăvara, exact. Și deschid geamul fiecare dimineață și văd pomișori înfloriți și așa că o să schimbăm și noi un pic subiectul și o să vorbim despre primăvară, măcar din amintirile plăcute, dacă asta nu e neapărat cea mai exact. Reușită. Pentru că Happy a împlinit acum pe 8 martie 4 ani și emisiunea, evident, am decis să facem seria asta specială de interviuri cu și despre femei. Și mai întâi și mai întâi aș vrea să te întreb dacă ai vreo amintire care îți vine acum în minte, așa, cu mama de 8 martie sau, mă rog, într-o lună de primăvară. Măi, cred că am o amintire pe care o avem cu toții, mai exact când făceam felicitările alea scrise de mână și la un moment dat, în primă fază, erau doar astea, știi, cu ce scriam noi la mulți ani de 8 martie, nu știu ce, după care au început să ne facă fotografiile alea care lângă văd coșulețul că se... de flori și încă se fac. Da, încă doar se fac. Coșulețul de flori nu mai e acolo fizic, e virtual. Exact. Introdus. Da, că am și nepot acum și sormea mea tot trimis chestii cu el la școală, tot așa cu fotografiile alea la un birou acolo de 8 martie. Dar cred că cele mai frumoase pe care mai încă le păstrează erau alea basic, fără fotografie, în care eu scriam la mulți ani, ești cea mai bună mamă din lume și așa mai departe. Și ce țin minte și cred că asta e cea mai frumoasă amintire, e că tata tot timpul ne aducea flori. Inclusiv nouă fetelor, da, adică era foarte atent cu noi și asta m-a făcut așa să țin cont și acum de treaba asta. Și mă impresionează foarte tare gestul ăsta, fiindcă mi-aduce aminte de tata și chiar și acum, dacă m-aș nimeri să fiu acasă de 8 martie, probabil că ar proceda la fel. Da, da, da. Dar tot timpul știu că venea cu flori de 8 martie. Care sunt florile tale preferate? Cred că îmi plac, nu mă omor să le primesc la teatru, de exemplu, nu știu de ce. Mi se pare că ele ar trebui oricum lăsate să trăiască fără să ni le mai dăm unii altora și să le tăiem și să le ținem în măcar vaze. Măcar să vină în ghiveci. Dar, da, acum am văzut că a apărut isteria asta cu trandafirii sau ce sunt, criogenați, nu știu ce. Dar îmi plac foarte mult lăcrămioarele sau macii, astea mai așa, nu, astea din de câmp, florile de câmp, iar îmi plac foarte mult. Și de primăvară. Da. Dar nu mă omor să le primesc, adică prefer orice altceva sau deloc decât un buchet de flori. Da, da, da. Mai bine ceva de ronțăit. Exact, de exact. Dulce. Exact. Exact. Despre cine ai putea să spui că a fost primul tău model feminin sau, uite, eroina ta? Măi, na, primul, îți dai seama că e mama, orice ai zice, e prima femeie pe care o cunoști cel mai bine. Și exact. Și vezi... Na, așa, tot ținte și acum parfumul ei avea, deși acum parcă l-am așa în nări, ținte că era, își simțeam parfumul de pe scară când venea de la servici. Serios? Da. Și probabil că era și foarte aranjată, foarte, da. Era, da, exact. Și îmi plăcea foarte tare la ea asta și... simțul umorului, adică mi se pare că am împrumutat foarte multe lucruri. Bine, acum m-am trezit de dimineață de arăt așa.
Asta nu e un reper. Dar am venit pe fugă și n-am făcut tot posibilul, dar eu zic că e decent. Dacă adică te ajută cu ceva și la mine s-a întâmplat același lucru astăzi. Având în vedere și perioada asta în care suntem și probabil asta că e. În curând o să mai lucreze nici saloanele, deci o să trebuiască să ne aranjăm acasă. Da. Dar, homemade. Da, exact. Da, maica mea e... Uh-huh. Primul. Și cum e relația ta cu ea acum? E o relație foarte bună. Noi am fost prietene dintotdeauna, ca să zic așa. Ea știe absolut tot despre mine și eu despre ea. Dar nu s-a, adică s-a schimbat la un moment dat relația noastră când eu m-am maturizat și am devenit femeie. Și atunci am început chiar să vorbim despre orice. Ne zic orice, orice. Da, 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 da. Dar da, e o relație foarte bună. Da. Ce alte femei te-au influențat, ți-au influențat traiectoria de-a lungul timpului, despre cine poți să spui că te-a marcat și profesional și personal? Măi, acum, asta cu marcatul e o chestie, nu pot să zic că m-a marcat ceva într-un mod așa special, pur și simplu am avut niște întâlniri în viața mea cu diverse femei care m-au influențat într-un fel sau altul. Nu m-au marcat, dar m-au influențat și de ce nu în bine. Adică Lia Bugnar, de exemplu, e una din ele, pentru că ea a crezut foarte tare în mine de la începutul carierei mele și mi-a oferit prima dată posibilitatea de a juca într-un spectacol, într-un one-woman show scris de ea și a girat așa cumva în alb pentru mine. Da, pentru spectacolul Fată din Curcubeu. Și, na, sunt recunoscătoare față de ea pentru chestia asta. Și m-a ajutat să câștig foarte multă încredere în mine, să câștig experiență de scenă, mai ales că acolo sunt singură. Și pur și simplu consider că a fost așa un start foarte bun al carierei mele, să faci un spectacol singură, adică da, să fii singură pe scenă. Cred că e foarte greu. Da. Să fie primul spectacol cu public, să fii singur pe scenă. Da, chiar și actorii cu experiență se feresc de treaba asta. Pentru că e mult mai important să ai partener, să nu ai nicio emoție. Dar ea m-a influențat foarte mult. Ți-amintești prima reprezentație? Da, mi-amintesc că cu vreo două zile înainte de premieră îi spuneam că eu nu pot să fac asta, că e mult prea greu și ea tot zicea, e, cum nu poți să faci asta? Fac, l-am făcut până acum, ce facem, ne oprim, mai jucăm. Era plin deja și ea m-a susținut foarte mult și acum am rămas în relații foarte bune, încă lucrăm împreună, încă se joacă spectacolul și am păstrat așa o prietenie de suflet. Ce frumos. Da. Dacă ai putea să bei o cafea cu trei personalități feminine, contemporane sau nu, în viață sau nu, de la noi sau nu, cu cine ai vrea cel mai tare? Măi, aș vrea cu Olga Tudorache să beau o cafea, din păcate. Oh, da. Dar am așa o... Da, ai prins-o în o grămadă de chestii. Măi, am prins-o acum câțiva ani. Am văzut-o în Regina Mamă. Deci vorbim de spectacole pe care le-am văzut live, ca să zic așa, nu ce există filmat și... Da, da, da. Și era foarte spectaculoasă. Era incredibil. Da. Și din ce știu de la oameni care mă cunosc și pe mine și au cunoscut-o și pe ea, toți îmi spun că m-ar fi plăcut foarte tare. Nu știu exact de ce, dar mai mulți oameni mi-au spus asta și mi-ar fi plăcut să o cunosc foarte mult. Da. Acum, celelalte două, nu știu cine ar putea fi, dar eu nici nu sunt genul ăsta care, nu știu, aspiră la vedete de Hollywood sau... Da, 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 da. Nu... Mă uit la filme, la seriale, dar nu pot să zic că, mamă, gata, acum leșin că nu mă întâlnesc cu o vedetă dintr-un serial sau o vedetă de Hollywood. Nu. Ce seriale ne mai recomanzi? Ce ai mai văzut? Ce am văzut? Succession pe HBO. Go. Bun. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Deci mulțumesc, recomand. Chiar a luat globurile să-mi spui după cel vezi. Da. Pentru cel mai bun serial de dramă este senzațional. Eu am urmărit acum My Brilliant Friend. Nu știu dacă l-ai... Nu l-am văzut. Să te uiți. Da? Da, o să-ți placă. Și sunt așa, plâng că s-a terminat, are doar două sezoane. Asta și eu pățesc așa, am o semidepresie de câte ori termin câte un serial bun. Serial italian. Da? Epic. Pe ce l-ai văzut? Pe HBO. Da?
Ia să mă uit și eu. Da, că acum tot avem perioada asta de... Da, exact. Și trebuie să ne... Deci neapărat notați-vă, luați-vă notițe că... Și acum mi-am comandat niște cărți, printre care și autobiografia lui Coco Chanel. Chiar sunt curioasă, știu, am văzut filmul, dar nu am citit. Și întotdeauna o carte e mult mai bună decât filmul. Mai întreb dacă atunci când erai mică, în copilărie, te-a impresionat... Nu, în primul rând vreau să știu dacă erai genul de fată, că mi-ai spus că o idolatrizai pe mama ta și îți plăcea foarte mult felul în care ea se aranja și faptul că era cochetă. Vreau să știu dacă te îmbrăcai în hainele ei, spuneai tocuri, te dădeai cu ruși și... Să nu excludem faptul că eu am și o soră mai mare cu 10 ani și atunci tot ce a ajuns la mine în materie de pantofi cu tocmice erau ale ei. Are... Și știu că s-a supărat foarte tare la un moment dat pe mine. Și acum, dacă nu mă înșel, chiar mai există pantofia. Ea era la o școală din asta de fotomodele. Așa. Avea niște picioare lungi, frumoase, da. Bine, și acum e frumoasă. Și i-am stricat o pereche de pantofi albi cu toc, genul ăsta, stiletul, dar cum erau atunci. Altfel, nu erau chiar cu botul ăsta ascuțit. Atât de ascuțit, și... Da. Și am purtat până i-am stricat. Și încă o pereche de sandale și nici pe alea n-o să le uit, tot cu toc, și pe alea le-am stricat purtându-le prin casă. A, și prin casă? Prin casă. Păi, eu nu știu, dacă ea avea vreo 16 ani, eu aveam vreo 6-7. Da. Și am reușit să îi stric două perechi de încălțări cu toc, pentru că da, făceam asta. M-am și vopsit la un moment dat, cred că tot prin clasele primare. Era moda aia, știi, cu pudra aia decolorantă. Da, și eu aveam un păr blond foarte drăguț, așa, blondul ăla natural, frumos. Și într-o zi m-a găsit mama cu niște șuvițe, dar nu șuvițe. Deci nu șuvițe, atât. Șuvitoaie. Că eu am zis că dacă tot le fac să se și vadă, știi. Și mi-am făcut niște chestii atât de late, blonde, albe. Erau galben pui, așa. Mături, așa. Și, na, mama săraca s-a supărat foarte tare, dar singura soluție a fost să mă ducă la coafor, să mă vopsească tot capul. La vârsta aia, nu știu prin ce clasă eram. Ce au zis la școală? Doamne. Să mă radă în cap nu exista nici chiar așa, dar a trebuit să mă ducă la salon să mă repare. Și așa am început să mă vopsesc, pentru că nu se putea trăi cu șuvițele alea atâta galbene, îți dai seama. Probabil că în timp, așa... Bretonuri, știi? Deci am făcut tot felul de... Îmi plăcea foarte tare să tund, să... A, și făceai și pe tine experimente. Făceam și pe mine, mi-am pus breton, mi-am făcut freze, mi-am făcut diverse lucruri. Dar arătam oribil, adică nu-mi ieșea nimic. Aș da orice să vă niște poze. Mai ai niște poze? S-ar putea să mai am, da. Există poze cu mine, cu niște trei chestii, așa. Există, da, cu șuvițe, așa, făcute de mine... breton și tot felul erai de... Erai o artistă de mică, ce vrei? Tundeam păpușile, la mine toate păpușile erau păpușile. Tunse scurt. Toate le bine, asta cred că cu toate le-am făcut chestia asta cu păpușile la un moment dat, dar ea a fost și propriu stilist, adică... Oricum, sigur n-am veleități în domeniul ăsta, deci nu o să fac niciodată asta, să tund sau să pe cineva, că nu e cazul. N-are sens. Cu sora ta cum te înțelegi? Cu sora mă înțeleg foarte bine. Chiar ieri am vorbit cu ea, vorbim aproape în fiecare zi la telefon, chiar ne-am și văzut zilele trecute, destul de rar, pentru că ea stă în drumul taberei și nu... Capătul lumii, știm, cunoaște. Adică nu reușim foarte des să ne vedem, dar ținem legătura des, adică vorbim foarte mult. Poți să-mi spune acum să zici, vezi că am făcut o emisiune în care am vorbit despre pantofii tăi, stiletul, distruși și sandalele tale. Chiar mă întreba zilele trecute, tot așa, că eu luam, că, dacă mai țin minte, că eu în clasele primare luam taxiul să vin de la școală. Și am zis, bă, da, mi-aduc aminte că făceam asta, deși, că acum vezi, e și isteria asta cu să nu-ți lași copilul să se ducă singur. Să... Da, și da. Acum ea e într-o dilemă din asta. E la frică, școală? Da. Nepotul meu e la clasa întâia. Și na, sunt alte vremuri, nu... Normal. E foarte complicat și mai ales că nici nu știm cu ce se mănâncă exact, nu știm, în fiecare țară e o altă metodă de precauție, nu mai înțelege nimic nimeni. Da. Nu erau atât de multe mașini. Da. Și mergeam pe jos mult. Da, te rog, spune-mi cu taxiul. Deci tu luai taxiul, da. De la școală, da. Tu personal, adică... Da. Bună ziua. Da. Păi și aveai bani să-i dai lumele? Păstram bani ce-mi dădea la școală, păstram bani și mă întorceam cu taxiul. De lene, îți dai seama.
Acum pot să nu mă judec pe fetița mea care mi-a zis într-o zi, hai, i-am zis, hai să mergem în parc la 5 minute de casă. Zice, hai. S-a îmbrăcat și după aia zice, cu mașina, nu? Zic, nu, pe jos, că e frumos afară. A, nu, eu dacă nu mergem cu mașina, nu mai merg. Era poftim. Așa că, da. Există ceva în noi acolo care... ce obțin în mine, care mă face să fiu destul de leneș. Se numește procrastinare. Am învățat eu că nu, lenea nu există. Există procrastinarea. Și, dar nu sunt de acord. Eu chiar cred că există lenea aia pură. De exemplu, am preferat în loc de bicicletă să folosesc o trotinetă, pentru că nu implică niciun fel de efort. Efort, efort. Da, ai trotinetă? Adică da. Ai, ți-ai cumpărat? Da, da, da. Și o folosești? Am primit-o. Acum, da. În perioada asta, da, mă rog, da, da. Nu în perioada asta per se, în perioada mai călduroasă. Am folosit-o toată vara trecută. Uh-huh, am mers cu ea și urmează și acum să o scot de la naftalină, dacă o să putem, dacă să putem să ieșim din casă. Ai vreo amintire specială cu vreun cadou pe care l-ai primit tu de 8 martie? Altceva decât flori, adică vreo ceva, eu știu. Dacă ai, dacă nu, nu... Nu mi-amintesc. Mai întreb ceva. Nu o să o dăm chiar în discriminare, da. Dar voiam să te întreb dacă ai simțit de-a lungul timpului că femeia trebuie să muncească mai mult pentru succes decât bărbatul. Dacă ai avut feeling-ul ăsta. Nu. Nu. Nu, pentru că nu înțeleg de ce s-ar pune problema așa. Cred că fiecare muncește în funcție de domeniul în care lucrează. Unii la fel de mult. Adică în orice domeniu și femeile și bărbații, din punctul meu de vedere, muncesc la fel. E adevărat că... feminismul ușor exagerat, dacă mă întreb pe mine. Da, și mie mi se pare. Cred că evident că noi nu suntem în situația în care să, nu știu, zugrăvim, deși am prietene care și-au zugrăvit singure apartamentele. Da, da. Deci se poate. Exact. Dar nu pot să zic că eu în domeniul meu muncesc mai puțin sau eu fiind femeie muncesc mai puțin decât bărbații. Sau muncesc mai mult, la fel sau... de mult. Da, da. Nu cred în chestia discriminarea asta. Nu. Zim de Marius Manole, că vă urmăresc și mor de râs cu filmulețele și spunem despre prietenia voastră acolo câteva cuvinte. Ce mai faceți voi în ultimul timp? Noi ne pregătim diseară, știi că noi avem pe Instagram o emisiune și acum că toți suntem liberi, ne gândim să ne dezvoltăm această emisiune, pentru că oamenii sunt acasă și se pot uita la noi și să facem... Și cred că aveți o grămadă de oameni care vă urmăresc, o grămadă. Să știi că nu avem chiar atât de mulți, dar noi sperăm că o să creștem. Sunteți atât de amuzant de eu mor. Și am zis că diseară, de exemplu, să mă rog, diseară, în seara asta în care facem noi interviu. Așa, o să ne apucăm să facem emisiunea. Și eram în niște discuții dacă să mergem sau nu să mergem să jucăm tenis. Dar noi suntem prieteni, suntem destul de apropiați, adică vorbim foarte multe lucruri. Chiar și ideea cu emisiunea, bănuiesc că va veni tocmai așa, vorbeați atât de multe chestii încât a zis, băi, hai să... Da, când am terminat etapa aia cu story-urile în care nu mai știam ce să ne zicem, am inventat această emisiune în care vorbim live fiecare de la noi de acasă despre diverse lucruri, de multe ori bate în câmpii. Pe asta e și mai, cel mai interesant. E interesant, noi... am sperat că o să ne vadă cineva de la o televiziune și o să ne pună să prezentăm ceva, glumesc. Noi vrem să rămânem anonim și cu emisiunea noastră. Dar mergem mai departe cu ideea asta. A pornit așa, dintr-o joacă și încă e la nivelul ăsta. Pentru că fiind destul de ocupați, nu ne-am permis oricum să... ne ocupăm mai mult. Mai mult decât o faceți acum și... Dar e la nivel de joacă, mai ales acum că profităm un pic de faptul că trebuie să stăm acasă și avem multe de discutat. Privim partea bună a lucrurilor, că există și o parte bună. Da, exact. Seriale, filme, emisiuni. Exact. Deci... Eu trebuie să-ți mărturisesc că mi-aș dori foarte mult, dacă o să vreți și voi, bineînțeles, să vă invit odată pe amândoi. Eu pot să ies din cadru, o să zic, pa, acum am doi invitați, dar eu plec, pa, nu mai e nevoie de mine. Mi-ar face mare plăcere. Sigur. Poate vă gândiți la asta. Da. Îți mulțumesc tare mult, Ilona. Bine, și abia aștept să revină totul la normal și să ne întâlnim fără emoții și să nu stăm la o distanță atât de mare. Exact. Și să revină lucrurile și teatru. Normal, da. Și teatru înapoi pe scenă. Exact. Bine. Te pup și mulțumesc tare mult.